Vă salut, dragi prieteni, sunt aici cu Liviu, cu Elevul lui unul Ion. dintre elevii mei, așa, și ne-am gândit să facem o reacție la un tutorial la saxofon. Eu am căutat aici pe YouTube tutorial saxofon și am găsit acest băiat. Nu știu, numele canalului este Saxophone Lessons. Abonați-vă și la el, că am văzut că face și el tutoriale. Nu știu, nu-l cunosc, nu știu cum îl cheamă. Da, cam atât cu vorba. Haideți să trecem la treabă. Să-i dăm treabă. Salutare, băieți! Bine v-am găsit la primul videoclip de pe acest canal. Eu sunt Alex și astăzi vă voi învăța tutoriale la saxofon. Prima oară, regulile de bază. Haideți să începem prin cum suflăm, ok? Dacă vreți să învățați să suflați, aveți nevoie de un muștuc, da? Până aici e perfect. Tu ce zici? Eu cred că e bine. Aveți muștucul. Odată ce l-aveți, stați să mă apropii puțin mai mult. Odată ce aveți muștucul, fixați ancia pe el, da? Adică rotiți de șuruburile astea, desfaceți inelul, luați ancia nouă pe care o aveți probabil, după puneți inelul puțin, după cum vedeți nu e la maxim. Bun, nu știu cum se aude, stai așa, nu știu cât de tare o să auziți voi. Și acum puneți ancia. Cred că o să se audă ok. Să fie gen așa, cu partea mai subțire în partea de sus, o înfigeți, puneți și inelașul. Odată cu ea, aceasta de preferat să fie la limită, la limita dintre astea două, dintre muștuc și ancie. După strângem și după ce strângeți o să fiți gata să suflați, ok? După ce aveți așa muștucul, probabil îl aveți de altă culoare sau alte chestii, dar e același lucru. Prima oară cu buzele peste dinți, în partea de jos și deasupra cu dinții. Puneți gura fix așa pe el. După ce puneți gura așa pe el să nu rupeți ancia, puteți să suflați și până vă iese, ok? Deci buza de jos peste dinți și poziția dinții corectă. De sus normal. Încercați, dacă este prima dată când suflați, o să chițeiți puțin, dar încercați să nu umflați obrajii când suflați, ok? Cum am făcut eu. Nu, fix așa trebuie să faceți, nu umflați așa. Pentru că nu va ieși nimic, ok? Trebuie să fiți foarte concentrați pe ceea ce faceți. Ok. Trecem la următorul lucru. Acum, odată ce v-am învățat cum să suflați în muștuc, luăm cealaltă parte. Vă întrebați, oare ce e chestia asta? Oare ce e? Deci avem muștucul, da, foarte frumos, avem și gâtul, da? Efectiv, îl puneți aici, prima dată nu o să intre. Apropo, înainte să suflați, trebuie să umeziți ancia, ca să fie mai moale și cu cât e mai folosită, cu atât sună mult mai bine. Și aici aveți o plută, care na, cu timpul se va mai presa, numai că când vine, este foarte, foarte greu să montezi muștucul. Înțelegeți, dar mie mi-e mai ușor, încercați. Fix așa trebuie să-l montați, să-l montați până unde credeți voi că e bine, fix așa, după puteți sufla. Suflă foarte corect. Da, și după ce vă obișnuiți cu suflatul și în gâtul ăsta, puteți să montați restul. Aici am saxofonul. Ok, îl vedeți aici, da? Aici, în partea de sus, veți avea un inel pe care trebuie să-l mai lăsați puțin.
după puneți muștucul și gâtul, iar după strângeți. Gâtul trebuie să vină în perfectă linie cu restul. Dăm și un subscribe, nu? Da, și ca să vă fie mai ușor. Acum haide să trecem la note. Ok? O să începem cu do. Do de jos. Cum știu toți, adică do de jos. Prima oară, aveți nevoie să țineți apăsat de degetele pe aceste trei clape. Nu cumva să apăsați pe asta de aici. Ok? Pe aceste trei de sus, după pe aceste trei de jos și pe aceasta de jos. Toate în același timp, ok? Și suflați. Do de jos va fi cea mai grea notă pentru începători, adică vă da, el arată ca la, ca la școală, dar... știi? Cum se arată la școală. Da, e mai greu așa. Nu arată în efect. Hai să încercăm. Noi cum știm, cum cântăm, noi cântăm în efect. La noi două e de sus, nu? Da, aici. Da, nici mie nu iese din prima, pentru că nu sunt foarte, foarte pregătit. Uitați-vă, mi-a ieșit, vedeți? Do de jos. După, din câte știm, urmează reul. Reul, țineți primele trei degete, fix ca la do. După următoarele, fix ca la do, numai că nu apăsați pe acesta, ok? Haide, hai să încercăm, să vedem cum sună. Da, ok. Haide să o luăm pentru cei care nu știu ce urmează. Deci avem do, după avem re, după avem mi. Miul se ia cu clapele de trei sus apăsate și doar cele două apăsate, nu și a treia. Și nu cumva să apăsați pe asta, ok? Doar așa. Haide să testăm. Explică foarte bine. Începem să urcăm, ok? Începem să urcăm. Vă va fi mai greu să vă obișnuiți prima dată când faceți asta, dar vă va ieși, ok? După avem, după mi urmează fa. Faul este cu cele trei de sus apăsate și numai aceasta apăsată aici, sau aceasta pentru fa diez, dar nu-l băgăm în seama acum. Așa, ok? Haideți să-l testăm. Da, sunt din ce în ce mai înalte sunetele. După fa, urmează sol. Ca să luați sol la saxofon, trebuie să apăsați doar pe aceste trei. Și solul va fi nota voastră de încălzire, adică trebuie să o cântați până vă iese. Va trebui să vă instalați o aplicație tuner și până e la mijloc, gen, înseamnă că sunteți acordați. Dacă nu sunteți acordați, dacă sunteți sus, scoateți din muștuc puțin, din gât puțin muștucul. Bun. Dacă sunteți jos, îl mai băgați. Bravo. Acestea sunt lecții de acordare, ok? Voi învăța și exerciții, stați liniștiți. Ok, după ca să luăm laul, avem nevoie de cât de primele două clape, ok? Nu aceasta. Ați înțeles? Nu aceasta. Primele două normale, nu aceasta care este puțin mai jos, din câte vedeți. Primele două. Notele de aici, în caz că vă întrebați ce cu ele, sunt mai grele. Vă voi învăța mai încolo de ele. Ok, haideți să luăm laul. Sună foarte bine. Haideți să vedem. Să vedem dacă știm să numărăm. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Mai avem siul și doul. Siul se ia doar apăsând pe prima clapă, doar pe prima, ok? Aceasta albă, prima albă, de sus. Ok, și după ce luăm siul, mai avem doul. Doul de sus. Puteți zice așa. Când de fapt este do minor și doul de jos este do major. Dar haide să nu o luăm cu tehnici, cu cuvinte de astea, haide să o luăm așa normal. Să nu o luăm cu... Ok? Acum avem... Îmi place că are la valieră. E profi băiatul. Do minor, care se ia doar apăsând pe a doua clapă. Cu degetul în mijlociu se ține așa. Așa și
acum haide să încercăm. Ok, după ce luăm doul, poate vă întrebați, există și note mai înalte, nu? Cum le luăm? Ok, deci dacă vă uitați pe saxofon, întoarceți saxofonul și aici aveți un butoiaș. Aici este o clapă de octavă. Pe această clapă de octavă țineți apăsat când vreți să luați o notă mai înaltă. Adică să zicem că eu vreau să iau do minor cu o octavă mai înaltă, ok? Țin apăsat pe do minor și țin apăsat și pe octavă. Nu poți să iei do minor. Gama, gama do minor poți să iei, dar do minor pe saxofon nu poți să iei. Erau, am apăsat din greșeală pe această clapă. Și încă un lucru de reținut. Nu există do major în octavele mai înalte, ok? Nu va exista. Va fi do minor. Nu știu, nu vreau să te super sau ceva. Nu știu cine ți-a explicat chestiile astea cu do major și do minor. Dar pe saxofon nu poți să-l iei. Adică poți să faci gama do major și do minor, dar de luat să-l iei do minor sau do major nu poți să-l iei decât pe orgă, de exemplu, pe chitară, pe acordeon și așa mai departe, pe instrumentele care sunt polifonice. Saxofonul e un instrument monofonic, deci nu poți să iei acord pe saxofon. Nu știu cine ți-a arătat, dar este greșit. Norul normal, după va fi reul la octavă, haide să-l testăm și pe acesta. Hai să testăm și miul. Faul acum. Solul. Acum testăm și la. Haide să facem ceva și cu si. Și acum doul minor la octavă. Sunt și note mai înalte, numai că nu le vom vedea astăzi. Și un exercițiu bun după ce ați învățat toate aceste note, puteți să vi le notați undeva, dacă doriți. Un exercițiu foarte, foarte bun este să încercați să o luați și cu o octavă mai sus și cu o octavă mai jos, dar pentru început nu vă recomand să încercați să luați do majorul jos, pentru că do, atât e do, pur și simplu, do major. Este foarte greu, trebuie să vă formați buza și să știți să suflați, trebuie să fiți mai experți, înțelegeți? Haideți să facem mai expert, ai înțeles? O gamă. Zici și tu ceva. Ce să zic, eu cred pentru începător ar fi foarte de folos. Vă puteți duce fix înapoi, de sus în jos, puteți și de jos în sus din nou. Puteți să țineți aceste chestii 4 timp. Un timp durează cât o bătaie. Haideți să numărăm 4 timp. 1, 2, 3, 4. Vă recomand să bateți cu piciorul timpii aceștia, ușor. Să bateți, uitați așa, acesta să zicem că e piciorul, aici sunt degetele de la picior. Bateți așa ușor. Și o să vă sincronizez. Să nu bateți în saxofon cu piciorul. Ok? Exact, o să fie mult mai bine dacă învățați și bătăile. Na, cam acesta a fost tutorialul de azi. V-am învățat lucrurile de bază de la saxofon. Na, și cred că vă vor folosi dacă sunteți noi și, sau vreți să învățați și nu știți, vreți să știți deja înainte să începeți. Eu zic că vă va fi folositor acest video. Haideți să pun jucărioara mai încolo puțin și da, nu se pune instrumentul așa pe pat. Dacă v-a plăcut, nu canapea. Nici eu nu suport să pun așa. Deci acesta este primul meu videoclip și dacă mi-ați arătat puțin suport, eu zic că ar fi se bine că acolo e pat, e canapea și nu
dar se pot îndoi clapele alea, știi? Da. Fau, fa diezuși. Și îmi puteți da și un like dacă doriți. Am dat, uite aici. Dacă nu, like, nu, abonare, clopoțel, tot. Nu vă oblig, doar vă zic. Da. Oricum, cam acesta a fost episodul. Ne vedem în tutorialul următor. Eu am fost Alex, pa, pa. Da, videoclipul Alex. E foarte de folos. Deci, Alex. Bravo, Alex. Ține-te foarte de treabă. Frumos. Sper să fi înțeles treaba cu minorul și majorul. Băieți, abonați-vă și la el la canal, să-l ajutăm să crească și el. Văd că are 1080 de abonați. Ce să vă mai zic? Dacă mai vreți să mai facem videoclipuri de genul, dați și voi acolo un like și un comentariu, dacă mai vreți. Un subscribe. Să mai facem videoclipuri de genul, cu reacții la saxofoniști, la tutoriale, la ce vreți voi, legat de muzică. Puneți în comentarii la ce vreți să facem reacție. Exact. Vă pup!